Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Victor Orban a fost acuzat pentru discursul său suveranist. Ca la un semn, cancelarii progresiste ale lumii l-au înfierat proletar. Au spus că nu e corect politic faptul că a spus că nu vrea să transforme națiunea maghiară într-o rasă mixtă. Nu le-a zis notre poule în votre cur, eu doar vă explic despre rasele mele mixte. Am și rase originale. Sunt în mijlocul găinușelor maranz. Maranz vine de la Poule de Maran, o localitate din portul Maranz, în departamentul Charente-Maritime, din regiunea Nouvelle-Aquitania, din sud-vestul Franței. Face ouă roșii câte 150-200 de bucăți pe an. E o specie foarte frumoasă, așa cum le vedeți exemplarele mele, găinușele mele protejate de umbrela NATO, sunt sănătoase și bucuroase. Pe lângă ele mai am araucana, australorp și, bineînțeles, gât golaș de Transilvania. Doar că gâtul golaș de Transilvania este singura specie, singura rasă natural românească. Ea nu poate fi acuzată de corcitură sau de permutări de luate N, luate câte N. Este o rasă pură. Nu s-a amestecat cu celelalte alogene. Cum să-i spun? Rasă națională? Îi spun națiunea gât golaș de Transilvania? Poate că v-ați fi așteptat ca liderii români să protesteze că Victor Orban a vorbit despre Transilvania, despre Ardeal. A zis, vrem ca toți maghiarii din toate țările să fie o națiune și să fim împreună, inclusiv maghiarii din Ardeal. Nu s-au oțărât liderii români pentru această chestie, ci brifuiți de la Washington au sărit discursul lui Victor Orban este rasist. Acum eu am o dilemă. Rasele mele sunt mixte sau sunt rase pure? În tratatele de galinacee se spun că acestea sunt rase mixte, doar că maransul ăsta supercalifragilistic nu e nici el original. Dar revenind, ce-ar fi trebuit să spună corect politic? Nu ar trebui un îndreptar să-i se spună liderului maghiar, bă, ai greșit. Diso, cum se zice, întoarce-te. Spune corect. Păi și corect ar fi metis. Să le zic rase metise? La araucane, la australarpe, la maransuri, la gâștele lesești? Nu, nu le zic nici cum că le-a să rusești. Îți leșești. Dar rasa mixtă. Poate că Adrian Năstase, consilierul meu privind împerecherile diferitelor rase, le zice mereu metise. Păi, acum m-am prins eu de ce îmi spunea că metisele sunt mai sănătoase. Sunt mai rezistente la boli. Sunt mai greucene la cântar. Dau mai multă carne, mai multe ouă, dar totuși eu mă încăpățânez să țin rase superbe originale. De ce? Pentru că
amestecăturile nu-mi sună bine, metise, în dicționarul explicativ al limbii române, coroborat cu Cambridge Dictionary, spun că metis se traduce prin corcitură, mi-am notat aici, se traduce prin corcitură, bastard, hibrid. Păi cum să le zic la găinușele mele hibride? Păi m-am săturat de semințele hibride. Dau sute de lei pe salată hibridă și nu iasă nici un fir. Păi mai bine alea originale, alea naționale. Printre noi ăștia care stăm la țară, s-a lansat un concurs privind cultivarea răsadurilor din semințe autohtone, naționale, deci nu din rase mixte, din rasă pură românească. Sigur, acum nu suntem corecți politic, că nu spunem că spunem rasă pură. Cum se schimbă lumea. Dar totuși ne trebuie un dicționar de termeni, un dicționar explicativ. Nouă, care suntem Toma necredincioșii. Suntem Tom, cum se zice Toma la plural. Mai greu asta. Dar totuși, uitându-mă pe revistele Vogue, pe cele de celebrități, ce văd acolo? Că nouă albă ca zăpada de la Disneyland este metisă. Deci nu e de ambele sexe, e metisă. Adică corcitură. Doar că Meghan Markle peste tot este prezentată ca ducesă de Sussex, dar ea e rasă mixtă. Maria Carey, formată dintr-un cuplu, unul de culoare și celălalt islandez, așa se prezintă, rasă mixtă. Shakira, un amestec între columbian și libanez. Lenny Kravitz, rusoaică de culoare și un rus evreu. Kamala Harris, o metisă jamaicană și indiană. Vedeți, totuși sună bine metisă asta, nu? Păi eu cred că ar trebui un dicționar acolo explicativ al noii corectitudini politice să spună, bă, mai terminați odată cu rasele astea pure. Veniți cu rasele mixte, pentru că Adrian Năstase avea dreptate. Rasele mixte sunt mai bățoase, mai sănătoase și mai corpolente. Dar de ce să nu le zicem metise? Să le zicem de-a dreptul națiuni corcite? Sună nasol. Dar un lucru este evident. Ana Blandiana avea dreptate când le spunea tinerilor încă din 2016 de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la sfârșitul Imperiului Roman, doar 60.000 mai erau băștinași romani din milionul populației. Și acolo, când au venit barbarii, au luat pe sus Roma. Au schimbat toate regulile, au distrus toată civilizația. Roma era la sfârșitul apogeului atunci când romanii nu erau decât minoritari. Victor Orban a vrut să transmită un mesaj foarte clar, ceea ce nu convine Occidentului. Spiritualitatea vestului s-a mutat în estul Europei. Ceea ce este un adevăr, există nemți, există francezi care se mută fie în Maramureș, fie în Ungaria, fie se duc în Slovenia sau în Slovacia. Occidentul s-a barbarizat. Noile regulamente, noile ordini privind disciplina. Nu mai există libertatea cuvântului. Oricând în Occident se putea vorbi în fraze, în parafraze. Erau tezele și antitezele Monicăi Lovinescu de la Paris. Nu?
frumusețea Occidentului era că există un adevăr în contradicție. Acum nu există decât adevărul lor. Adevărul stăpânilor, al progresiștilor care vor să corcească rasele, care vor să facă o națiune mondială, un guvern mondial. De asta le e frică de Victor Orban. I-au găsit chichița că nu s-a exprimat corect, că n-a zis o rasă belicoasă sau cum am zis, o rasă corcită, că așa ar fi fost corect politic. Totuși, aștept mici îndreptări de la Bruxelles și de la Washington să mi se spună, dacă împerechez o araucana cu un marans, devin mai occidental, dar gâtul meu golaș de Transilvania, nu-l dau. Și nu se pot amesteca cu rațele leșești. Rațele leșești cu patria lor, cu olivia lor, cu unde locul lor, unde stau sub voliere. Deci ele sunt păzite. Eu, gardurile pe care le vedeți în jur, fiecare rasă pură este separată de celelalte rase, ca să nu se împreuneze. Dar asta nu înseamnă că sunt rasist. Am fost de mic copil la Auschwitz, am plâns durerile, am avut prieteni evrei, mame care s-au dus. Noi am trăit într-o comunitate multietnică. La Timișoara a fost un model și rămâne un model de civilizație europeană. Dar ce nu ni s-a spus de la Bruxelles? Acum, după aproape 20 de ani de la aderare, nu ni s-a spus că Charles de Gaulle și Adenauer au dorit un mix de rase în Europa. Acolo s-a discutat despre comunitatea oțelului și cărbunelui. Adică că se pun împreună afacerile. Nici Robert Schumann, cum zic francezii, sau Robert Schumann, cum zic nemții, n-a prevăzut distrugerea națiunilor europene. Ei, aici e chelcheșozul. Va birui progresismul sau, în cele din urmă, suveranismul se va reîntoarce în carcasa europeană a lui Charles de Gaulle și a lui Adenauer. Crucificați-l pe Victor Orban, că îi faceți mai multă reclamă. Până atunci, până la noi ordine mondiale, nu uitați că rasele mele specifice, singulare, sunt separate de celelalte printr-un gard. Am investit pentru a le păstra identitatea. Dar poate totuși vine o nouă directivă în care se spune că amestecul este util proliferării speciilor. Darwin n-a prevăzut lucrările de astăzi. Dar poate mă lămuriți ce e bine și ce e rău. Să amesteci speciile sau să menții rase pure. Toate răspunsurile sunt posibile la mine pe podcast. La mine nu există inchiziție, nu există sentință, nu? Doar cei care nu gândesc judecă. Aștept să fiu judecat pentru că nu amestec rasele, nu? Hee hee hee!